lansare de carte inedită. Florin Vlad Vasiliu și-a prezentat volumul de poezii într-un cadru intim, unde buna dispoziție și prietenia au fost la ele acasă. Sâmbătă, actorul gălățean și-a dat întâlnire la Casa Serfioti cu oamenii de cultură ai orașului, unde au ascultat împreună muzică folk. Am adunat poezii din tinerețe până în 90. Celelalte sunt capitolul următor din 90 până zilele noastre. Iertați-mă. Stângăciile nu consider că sunt poet, eu sunt un versificator, am scris și de mult poezii la prietenii de la Cenatul Dunărea, care sunt aici lângă noi și vă vor încânta în continuare. Evenimentul a coincis cu Sărbătoarea Floriilor, zi în care actorul își sărbătorește ziua onomastică. Urez să nu fie singura carte pe care a realizat-o, pentru că îmi pare rău că nu am recenzia făcută, nici recenzia mea, acolo mi-au spus părerea. Este o căutare a iubirii sau a neiubirii, este o carte sensibilă pe care o recomand. Este o carte trăită și se vede, se simte atracția față de artă, față de literatură și dragostea de oameni și de poezie. Colegii și prietenii i-au cântat lui Florin Vlad Vasiliu la mulți ani din toată inima. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, ia!